Sâmbătă seara, în jurul orei 19, un bărbat în vârstă de 43 de ani a căzut din barca sa aflată pe Dunăre în dreptul kilometrului 370. Strigătele de ajutor au fost auzite de un pescar aflat pe malul apei. Acesta a sunat la 112 și a solicitat intervenția echipajelor de salvare și prim ajutor. La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii din echipajul de căutare salvare cu barcă RIB, pompierii smurt, poliția transporturi navale și poliția de frontieră. După aproximativ o oră de căutări, bărbatul a fost găsit în șoc hipotermic de către echipajul poliției de frontieră. Acesta a fost preluat de pompieri și transportat la mal, unde a primit primele îngrijiri de specialitate din partea echipajului smurt, apoi a fost transportat de urgență la spitalul județean Călăraș. Misiunea a fost încheiată la ora 26 minute.